Este haos la intrare în portul Constanța Sudagigea. Sute de tiruri așteaptă încă de azi noapte să intre pentru a descărca marfa pe care o transportă. Ele au format o coadă uriașă care se întinde pe cel puțin 10 km pe autostrada A4. În ciuda vitezei și a capacității reduse de încărcare-descărcare, portul Constanța a înregistrat anul trecut o performanță istorică. A operat cel mai mare volum de mărfuri dintre toate porturile românești. La fel ca acești șoferi, alte sute s-au blocat pe autostrada A4 în drumul spre portul Constanța Sudagigea. Pe banda de urgență s-a format încă de noaptea trecută o coloană de camioane care se întindea astăzi la orele prânzului pe cel puțin 10 km. Acest șofer este din Botoșan și a intrat pe A4 în jurul orei 8:30, iar timp de 5 ore a stat pe loc. Când plecați de aici? Sunteți pregătiți să rezistați câteva zile? Portul este plin ochi cu camioane din România, Ucraina și Republica Moldova, o situație fără precedent generată de începerea războiului din Ucraina. Blocajul a apărut și din cauza faptului că cerealele, spre exemplu, pot fi preluate de nave doar din tiruri, deoarece calea ferată nu este complet funcțională încă. Au apărut fluxuri de marfă neașteptate, unele dintre ele generate strict de nevoia ucrainiană de a exporta sau importa bunuri, deoarece nu au mai putut folosi porturile lor. Iar pe de altă parte, fluxul de marfă care sunt destinate țărilor europene și care sunt necesare deoarece aceste țări europene nu mai pot obține materiile prime ale lor, fie din Federația Rusă, fie din Ucraina. Portul Constanța a înregistrat anul trecut o performanță fără precedent. Acesta a operat cel mai mare volum de mărfuri dintre toate porturile românești. Traficul de mărfuri înregistrat în 2022 în portul Constanța a fost de 68,24 milioane de tone, o creștere cu 11,5% față de 2011, iar în zonă creșterea a fost de 18%. Cerealele au reprezentat cea mai mare pondere în traficul total, urmate de petrolul brut, produsele petroliere, minereurile și deșeurile de fier. O creștere s-a înregistrat anul trecut și în cazul containerelor, 7,9 milioane de tone în 2022 față de 6,16 milioane de tone în 2021. Scăderi de trafic au fost înregistrate în principal la minereuri și deșeuri neferoase, celuloză și deșeuri de hârtie, ciment, materiale prefabricate pentru construcții, legume și fructe, animale vii și sfeclă de zahăr. Traficul total de mărfuri în porturile maritime românești a înregistrat 75,55 milioane tone în anul 2022, o creștere de 12% față de 2021, fiind cel mai mare trafic de mărfuri din istoria porturilor maritime românești. Tot în 2022 a crescut cu peste 750 numărul navelor care au făcut escale în porturile maritime românești.